La finalul anului 2017, cele mai multe dintre primăriile harnice ale județului Vâlcea au rămas fără o parte din bani, Ministerul de Finanțe considerând sumele drept excedent bugetar. Un an mai târziu, unii dintre șefii administrației publice locale nu numai că nu au primit banii înapoi, dar au avut parte de o rectificare de buget mult sub așteptări. În rândul primarilor nemulțumiți se găsește și Gheorghe Melente, șeful administrației publice locale Drăgoiești. Cetățeanul este de pe zi ce trece nemulțumit pentru că noi am făcut anumite promisiuni pe care noi am crezut că ni le onorează, noi le-am făcut pentru că ne-am bazat și noi pe anumite lucruri, pe anumite promisiuni la rândul nostru făcute de alții și așa mai departe. Bugetul local nu permite să faci investiții, să întreții ceea ce s-a făcut și facem dovada 2019, să n-ai nicio alocare bugetară de aproape niciun fel, e groaznic. Pardon, 2017, eu de la Guvernul României, sau nu, hai să spun altceva, în 2017 și 2018 echilibrări bugetare pentru localitatea Drăgoiești au fost de 1,5 miliarde lei vechi, pe totul AT Drăgoiești, nu pun la socoteală proiectele, că astea nu... Și le asumă nimeni decât noi ca OAT-ul. Deci imaginați-vă ce poți să faci tu ca primar cu alocare... Pe 2 ani? 2017-2018? Da, doamna Jana, și hârtiile vorbesc. Păi, pe 2018 am primit 4.000 de lei. Imaginați-vă ce poți să faci cu 4.000 de lei în condițiile în care un dezăpezit pe localitate, ca să fie în bune condiții, te duce undeva la 25.000 de lei, cel puțin. 30.000 de lei, dacă nu mai e bine, pentru că acum au fost 3 tranșe de zăpadă, cum am zis eu, care au necesitat cheltuieli și plus anul trecut. Și toată lumea te întreabă de la prefectură, Consiliul Județean îți trimite adresă și zice să ne comunicați dacă aveți contract cu dezăpezitul, să ne comunicați dacă, dar nimeni nu te întreabă, băi, tu ai mă bani. Cum sumele care au revenit localităților vâlcene sunt publice, primarul comunei Drăgoiești a făcut o comparație cu banii primiți de alte localități. Nu este invidios că vecinii lui au avut parte de un alt tratament, dar nu știe motivul decalajului. Păi o localitate X, de lângă Olchim, care are bugetul al doilea pe județul Vâlcea, primește 6 miliarde lei vechi echilibrare bugetară, când el niciodată n-a avut, nu dau nume că poate zice primarul, colegul, că am ceva cu el... Primește 6 miliarde, 5 miliarde și ceva pentru echilibrare. Și în condițiile în care are un buget de 100 de miliarde. Adică e frustrant, doamnă, sincer, e frustrant. Localitate vecină primește 9 miliarde și jumate echilibrare. Localitate vecină primește 14 miliarde echilibrare bugetară. În partea cealaltă, uite, eu am proiect depus pentru iluminatul public, mă și bâlbui, că sunt foarte, foarte frustrat, sincer vă spun. Depus pentru finanțare, pentru să fac și eu. Am vrut să fac supraveghere video, făcusem prevedere bugetară. Le tragem, le tăiem și ce o să spună cetățean, n-am bani. La modul în care decurg lucrurile cu bugetul național, primarul comunei Drăgoiești este convins că abia prin luna aprilie localitățile vor ști care este bugetul pe care se pot baza pentru lucrările din acest an.